tovarăși, dați-mi voie... Așa începeau invariabil aproape toate cuvântările lui Nicolae Ceaușescu, fie că erau adresate mulțimii, membrilor Comitetului Politic Executiv, minerilor nemulțumiți din Valea Jiului sau obiectivului camerei de filmat care înregistra mesajele de anul nou. Pentru tehnicienii carelor de transmisie ale TVR, fiecare discurs era o experiență trăită sub presiunea unui protocol foarte strict. Plecam oriunde în țară, 3 zile înainte, 2 zile instalam, făceam probe, repetiții cu telecentru, astfel încât în ziua respectivei cuvântări să fim pregătiți cu totul. De obicei era odihnit și nu se bâlbăia. Când era odihnit, era bine. Când ținea spiciuri lungi și pleca după hârtie și începea să vorbească liber, se enerva în gând, domne, și începea să se bâlbăie și să țipe. Imediat îl simțeai, după cum se foia, gata, începe dezastru. Nu mai, trebuie să fii atent la fiecare fotogramă. La sala polivalentă, la o cuvântare de-a lui, era obligatoriu ținuta de protocol. Costum, cămașă albă, cravată. La un moment dat, de caldă, nu știu ce, am băgat mâna. Am ținut camera, dar am băgat mâna la buzunar, la haină, sunt scobatis. Și am auzit scurt, în dreapta mea, scoate mâna de acolo. Și când m-am uitat în jos, era un civil. Întreaga echipă de protocol 0, de la sunetist până la șeful de car, învățase în timp tipicul discursului ceaușist. De altfel, nici nu era greu. Aceeași organizare în teren, aceleași reguli de montaj, pentru aproape aceleași cuvinte. Regizorul de emisie, George Militaru, își amintește și cine dicta aceste reguli. Ea impunea ritmul transmisiilor. Când spun ritmul transmisiilor, mă refer la încadraturi. Un anume Popescu Dumitru Dumnezeu, probabil că ați auzit, era la secția presa Comitetului Central, el stabilea niște norme împreună cu ea. Ultima cuvântare în fața mulțimii și în fața obiectivelor camerelor de filmat care transmiteau în direct avea să-i fie fatală dictatorului. Alo! Tobaeș! Tobaeș! Așezați-vă liniștiți! După 21 decembrie 1989, totul s-a schimbat. Și cuvântările, și protocolul, și regulile de transmisie. Iar televiziunea română a difuzat toate momentele esențiale pentru România. Integrarea în NATO și Uniunea Europeană sau vizitele celor mai importanți demnitari de pe glob.